Meteoritul. Păstrați distanța de 30 de metri de crater. Meteoritul e foarte radioactiv. Se pare că avem dovada unui meteorit dătător de viață. Acum vom putea salva și mai multe vieți cu ajutorul energiei sale radioactive. Ce adunătură de naivi! Oh, nu! A dispărut meteoritul! Oh, da! Și așa ați văzut prea multe! Dăm camera, domnule! Oh! Sunt doamnă! Oh! 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 Se pare că ai musafiri, Rex. Întâmpină-i cum se cuvine. Nici o grijă. Vino să faci curat la sfârșitul petrecerii. Asta sigur te va încetini. Oh! O rezolv eu. Oprește-o înainte să ajungă în oraș. Sigur nu va supraviețui acestei căzături. Păcat, era un șofer bun. Da, dar nu și un bun scafandru. Bună, profesor Stevens. Te simți mai bine? Unde mă aflu? Acasă la mine, profesor Stevens. Te-au găsit prietenii mei inconștientă. Tu cine ești? Mă cheamă Tracker, Matt Tracker. Matt Tracker, am auzit de tine. Sper că ai auzit de bine. Fii sigur de asta. Se spune că îi ajuți pe nevoiași. Acum chiar că am nevoie de ajutor. Ca mulți alți oameni, profesor Stevens. Totuși mă ocup mai mult de situații neobișnuite. Atunci am ceva pentru tine. E o chestiune vitală pentru milioane de oameni. Super! Iar am câștigat. Ce joc urât! Renunț! Bine, T-Bob. Haide, eu zic să mergem să vedem ce face tata. T-Bob, treci pe modul motoscooter. Să facem o verificare acestei benzi pe computer. Analiză. OZN cu origine terestră. Meteorit letal în mâinile inamicilor. Confirmarea inamicului venin.
Ce se recomandă? Convocarea celor din masca. Analiza profesorului Stevens. Toate scanările au parametri normali. Cardiograma și poligraful sunt bune. Ce se recomandă? Multă odihnă. Bine, profesor Stevens. Mă voi ocupa eu de această problemă. Între timp, rămâi aici și odihnește-te. Trebuie să te grăbești. Radioactivitatea meteoritului e cheia tehnicii mele salvatoare de vieți. Alții o pot folosi pentru a o distruge. Nu și dacă intervin eu. Vreau cei mai buni agenți pentru misiune. Se pare că avem o misiune, T-Bob. Agenții selectați: Brett Turner, motociclist și pilot de elicopter. Nume de cod al vehiculului: Condor. Bruce Sato, inginer mecanic, specialist în mecanică. Nume de cod al vehiculului: Rinocer. Alex Sector, expert în comunicații, comandantul sistemelor Rinocer. Hondo McLean, specialist în arme, tactician. Nume de cod al vehiculului: Pocnitorul. Dusty Hayes, cascador auto și marin. Nume de cod al vehiculului: Alligator. Buddy Hawks, maestru al deghizărilor, expert în informații, copilot al Pocnitorului. Sediul Masca. Cred că Masca va avea nevoie de noi dacă vor să lupte cu venini. Acum să verificăm teoria mea. Fantastic! Puterea distructivă e pe măsura așteptărilor. Am o listă cu țările dornice să cumpere această armă. Spuneți-le că licitația începe de la 50 de milioane de dolari pentru o bucată de piatră celestă. Acum știți tot. E foarte important să păstrăm secretul. Ne vom conecta la satelitul cu detector de radiații. Iată meteoritul. Ei bine, domnilor, să începem. Sunt Bruce. Apropo de navă, dacă zboară un pește, nu căuta peștele, ci pasărea dinăuntru. Iarăși începe Matt. Nu are nicio logică. Ba da, are logică, Buddy. Venin și-a băgat elicopterul într-un OZN fals. Foarte bine, Bruce. Dați-i drumul. Avem multe livrări de făcut.
mergeți după camioane. Vă voi supraveghea din aer în caz că ne stă cineva în cale. Manevră trident. Cred că meteoritul a fost spart. Împărțiți-vă în trei grupuri și urmăriți-i. Masca! Și-au dat seama că am spart meteoritul. Își vor dori să nu se fie amestecat. Eram sigur. Voi face o manevră din aer, Hondo. Condor, zboară! Ajutor! Ajutor! Avem nevoie de ajutor! Cred că avem probleme! Ia să vă văd acum! Proiecție cu hologramă, activare! Hei, T-Bob, nu cred că a fost o idee prea bună să luăm parte la misiune. E periculos. Ai perfectă dreptate. Elevator activat. Oh, nu, e și mai grav. Hai, treci la treabă! Oh, nu! Oh! Rezistă, Scott! Vine bătrânul Dusty! Iha! Lovește-i cu arma electrică! Nu, stai! A? Scott, nu te mișca! Și acum puțin antimaterie? Cred că le-am dat de furcă. Trebuie să ne terminăm treaba. Matt, copilul tău e aici. Scott, ce cauți aici? Hondo e rănit. E numai vina mea. T-Bob, transformă-te. Ce vrei să facem? Profesorul Stevens a spus că acel meteorit poate salva vieți. Hondo m-a salvat și acum vreau să mă revanșez față de el. Haide, urmărește-i, T-Bob. Ce s-a întâmplat? Unde e Scott? Hondo e grav rănit, Matt, și Scott a dispărut. Venin. Ai făcut o treabă bună. Nu-mi vine să cred că ai reușit să-i detectezi, T-Bob. Mai bine nu reușeam. Căutăm o stație și apoi îl sunăm pe tata. Unde crezi că vei găsi o stație? Ești în toate mințile? Distrage-le atenția. Oh, oh, oh. Ai adus banii? Îmi cer scuze, nu știți când trece pe aici autobuzul de la Denver? Asta e vreo glumă de a ta, Mayhem? Nu, nu știu ce... Wow! Scot către masca! Scot către masca! Răspunde masca! Matt, vorbesc cu Scott prin stație. Ne-a dat coordonatele locului în care sunt vândute bucățile de meteorit. Fă-mi legătura, Alex. Scott, mă auzi? Te simți bine? Sigur, tu cum ești? Îmi fac griji pentru tine. Întoarce-te acasă. Întreabă dacă nu știi drumul. Da, domnule. Agentul Scott Trecker terminat. Doamne, ce n-aș da să știu să-l filotez.
masca? Nu cunosc pe nimeni cu acest nume. Știam un tip pe nume Marvin, dar nu mai locuiește aici. Bine, Mayhem, ce se întâmplă aici? Stai! Ajutor! Hei, încetează! T-Bob, știi să conduci un camion? Păi, cum să-ți spun? Grozav, tu conduci. Bine, domnilor, o vom face pentru Hondo. Porniți sistemul de detectare. Trebuie să găsim toate bucățile de meteorit. Trecem pe ghidarea cu laser. Condor către MEC-1. A fost simplu ca bună ziua. Ai făcut o mare greșeală, prietene. Nu mai ai scăpare. Hai, venin, apropie-te. Antimateria ne prinde bine câteodată. Ia-l tău, Bruce. Scut de fum activat. Nimic nu se compară cu munca în echipă. Scuze, încotro a luat-o. Mulțumesc. Facem tranzacția. Nu mișcați! Am spus să nu mișcați! Când spun să nu mișcați, așa să fie! Să fiți cu minți, ați auzit? Au făcut deja transferul. Trebuie să opresc avionul. Îl voi înconjura, apoi îi voi tăia calea. Cred că avem musafir. La țintă! Te-ai plătit pentru asta, mască! Nu voi mai găsi avionul acela. Am reușit, partenere! Dă-ne ultima bucată de meteorit și crede-mă, Hondo va fi ca nou! Dar nu o am, Dusty. Am eșuat. Hei, vrea cineva un meteorit? Ta-ra! Era în camionul cu care am venit eu și T-Bob. Nu știu dacă să te felicit sau să te cert. Sunt responsabilă pentru rănirea lui? Acum nu mai contează asta. Trebuie să îl ajuți.
Hei, unde mă aflu? Doar mi-am făcut treaba. Acum mai trebuie să mă gândesc ce să facem cu meteoritul. Cred că nu trebuie să facem nimic cu el. Privește! Incredibil! Se pare că nu mai funcționează. Nu se mai fac meteoriți ca pe vremuri, nu-i așa, băieți? Masca a câștigat o luptă, dar războiul continuă. De acum, victoria va fi a mea! Au! Nu știu de ce îți place jocul ăsta. Nu prinzi niciodată mingea. Asta pentru că arunci întotdeauna aiurea, T-Bob. Când fugi după o minge, trebuie să te asiguri din ambele părți înainte să treci strada.